Elevii zălăoane au putut observa felul în care se desfășura viața unei familii în urmă cu 100 de ani, grație unei expoziții realizate de Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău. Expoziția fotografică intitulată Cronică de familie în vremuri de război, ce a surprins povestea unei familii în timpul Marelui Război, bazată pe cărți poștale și fotografii inedite vechi de 100 de ani, găsite în podul unei case din Timișoara, a reușit să atragă atenția elevilor prezenți la vernisajul ce a avut loc marți, 17 aprilie, la galeriile de artă Ioan Sima din municipiul Zalău. Despre modul în care au primit elevii această expoziție și despre felul în care putem contribui la reconstituirea unei perioade istorice, ne povestește cercetătorul Horia Pop, principalul organizator al expoziției. Horia, te rugăm să ne spui cum ți s-a părut că au primit elevii, publicul care a fost prezent aici, această expoziție. Normal că elevii în ziua de azi au foarte multe tentații și dacă le abați atenția cu ceva, altceva, unii reacționează pozitiv, alții sunt indiferenți, deci nu mă așteptam la minuni. Dar am fost surprins de faptul că au venit deja copii cu propunerea de a aduce pentru scanare, deci nu pentru donare, dar e un lucru foarte mare, fotografii vechi și din partea altora întrebări sau curiozități care și le-au manifestat cu ocazia vizitării. Deci au staționat în expoziție, nu au intrat și au plecat. Deci au fost interesați și s-au uitat, au și citit textele, că nu sunt foarte lungi, deci tocmai de-aia nu am, dar am încercat să le creez în așa fel încât să fie accesibile și să și grafia puțin să fie asemănătoare cu cea de atunci, de acolo 100 de ani, dar mai ales să nu fie niciun limbaj foarte pretențios. Dar încercând să vorbesc ca și cum aș fi fost eu fotograful, pentru că așa povestea poate, hai să spunem, căpăta cursivitate și coerență, având în vedere că avem câteva mici hiatusuri în ceea ce privește continuitatea în pozele pe care noi le avem și le-am putut recupera și scana. Care e mesajul care rămâne după această expoziție? Mesajul este, haide să salvăm ce se mai poate salva din podurile caselor, din lăzile de aruncate din cutiile de bomboane de ciocolată de pe vremea comunistă, în care de obicei se țineau pozele pe diferite criterii sau de avalma. Haideți să le salvăm, să reconstituim istoria și din acest mijloc atât de facil, pentru că sunt atâtea detalii care le pot surprinde, care aparatul foto le surprinde, încât pot reconstitui epoca din câteva fotografii. Cum putem să donăm aceste imagini dacă avem intenția de a le aduce la muzeu? Păi ele trebuie doar fie în fișiere electronice, se poate contacta pe adresa muzeului care există pe pagina web, se poate contacta instituția, pune întrebări, detalii dacă se doresc și atunci în funcție de asta, adică se pot trimite dacă sunt scanate gata și la o rezoluție corespunzătoare, dar cel mai bine ar fi contactul direct, pentru că nu avem posibilitatea să le scanăm la o rezoluție bună și mai ales să și realizăm o minimă documentare a acestor ilustrații, pentru că doar așa de dragul de a le acumula nu e suficient, adică trebuie să știm ce personaje sunt în fotografii, perioada aproximativă în care au fost realizate, locația unde au fost făcute fotografiile. Deci toate aceste elemente ne ajută să reconstituim până la urmă trecutul. Așa cum este 100 de ani de istorie, care e destul de important și în care foarte multe informații foto poate să contribuie la această tentativă noastră de a reconstitui trecutul și prin imaginea vizuală. Cei care doresc să vadă această expoziție o pot face până la mijlocul lunii mai la galeriile de artă Ioan Sima din municipiul Zalău.